Bună ziua tuturor! Sunt Arotela. Astăzi vin în fața voastră, sau mai bine zis, a camerei, în dorința de a vă introduce în următoarea serie de etalări pe care încep să o fac luna asta, săptămâna asta. Dar ca să nu ajung direct la subiectul final, dați-mi voie să fac introducerea. La Facultatea de Artă, vorbesc din perspectiva mea, evident, una dintre materiile teoretice foarte importante este, evident, istoria artei și anatomia artistică, la care mă laud și eu un pic că am avut note foarte bune, 10 pe linie, ceea ce, în general, atunci era destul de greu de obținut. Trec peste chestia asta. Când citeam lecțiile prezentate clasice, da? Din istoria artei, și apoi mai târziu când le-am predat la școală, de fiecare dată mi-am pus niște întrebări. Bine, după ce vă prezint ce am eu de gând să vă prezint, frumos este să vă întrebați și voi și nu doar acum, în general, să vă puneți întrebări când primiți niște informații, să nu le luați așa, motam. În istoria clasică a artei, că vorbesc din perspectiva mea, pe care o știu, prima lecție se numește Arta preistorică. Și acolo ni se prezintă o variantă, cum că acum domnul Drâmba wow, deci ăsta este Drâmba, care mi-e tare drag, dă niște ani care mă copleșesc. Spune că acum 42.000 de ani sau în alte locuri 32, 31.000 de ani sau 24.000 de ani. Deci, s-au găsit în sudul Franței și în Spania, în cele mai vestite peșteri din istoria artei, Lascaux, Altamira, Trois Frères. Vestite pentru ce? Pentru că au fost găsite picturi rupestre deosebite acolo, într-o stare deosebită. Și ei l-au evaluat ca fiind de 41.000 de ani, 31.000 de ani. Mi se pare copleșitor. Dar chiar și așa, trecând peste ani, sunt în atelierul meu și am multe cărți. Mă simt bine. Trecând peste această cifră, ideea este că istoria clasică prezintă această perioadă ca fiind o perioadă a lumii primitive, în care omul nu era dezvoltat, nici intelectual, nici în niciun fel. Era în tranzit de la animal către om. Ce e interesant că, totuși, acea ființă, printre activitățile zilnice dedicate vânătorii sau mâncării, da? Hrănirii, mai bine zis, sau a reproducerii, ca orice animăluț ce se respectă, da? Trebuia să se ocupe și de așa ceva. Printre aceste activități, domnule, oamenii aceia pictau în peșteri. Și ce pictau? Pictau animăluțe. Animăluțe, scene de vânătoare și poate nu doar scene de vânătoare. S-au mai găsit, afară de figuri de animale, s-au găsit și amprente de mâini, de degete. Și cum le explică ei? Le explic ca fiind primul lor mod de exprimare scrisă. Adică au considerat că e bine să lase urmașilor lor niște informații, niște povești. Și pentru că nu puteau să facă oral de fiecare dată, s-au gândit să se exprime și prin scris. De aici s-a dezvoltat și scrisul, evident. Dar alți istorici, de exemplu în istoria lui Gombrich, pardon, alți istorici spun că aceste imagini, de fapt, dovedesc faptul că omul primitiv nu făcea distinția între imagine și realitate.
În fine, sunt mai multe cărți despre artă, nu pot să vi le arăt pe toate, nici eu nu le-am pe toate, am doar câteva. Cam toți confirmă faptul că, bine, nedemonstrat, decât după sistemul lor. Confirmă faptul că acele ființe, că nu erau oameni dezvoltați, considerau în natura lor primitivă că imaginile transmit niște vibrații, că imaginile au niște forțe. Interesant. Ce este interesant este că suntem în secolul 21, în care omul deja nu mai e doar sapiens, se transformă într-un om, într-un roboțel deja. Ne îndepărtăm de natura noastră animală. Acum, în secolul 21, oamenii devin din ce în ce mai interesați de această zonă. Și oare de ce? Demonstrații științifice dovedesc faptul că, într-adevăr, o imagine transmite vibrații. Vibrațiile subiectului și vibrațiile celui care a desenat imaginea. Da? Și pe chestia asta, foarte multă lume se atașează decât o icoană, decât un obiect, decât o plantă, decât un cristal și comunică într-un anume fel cu forțele din jurul, cu universul din jurul lui. Ei, domnii aceștia istorici considerau chestia asta o dovadă de inadaptare sau nedezvoltare intelectuală. Rămâne să vedeți cum vă considerați voi. Eu personal nu mă consider așa, dar veți vedea totuși că, mai ales în firmele amerindiene, veți vedea că până târziu anumite culturi și nu erau deloc primitive, doar gândeau altfel decât felul nostru de a fi și de a gândi. În filmele amerindiene veți vedea acolo foarte mult cum cam majoritatea, toate personajele aveau un totem. Ce înseamnă un totem? Este imaginea unui animal, a unei plante, pictată, sculptată sau pur și simplu conștientizată. O imagine care reprezintă, să zicem, spiritul unui clan, al unui trib, al unei familii sau al unui individ. Este reprezentarea lor sau proiecția lor în natură sau dimpotrivă. Proiecția din natură în ființa lor. Sper că sunt clară. Pe sistemul acesta al totemului o să încep o etalare luna aceasta, în august, pe care sper să o continui și în lunile următoare, pentru că mi se pare interesant. Deci, cu alte cuvinte, în epoca primitivă, ei considerau că animalele au anumite forțe. Și forțele lor pot fi păstrate prin imagine, da? Așa cum eu încerc să păstrez atmosfera unei păduri, unei vegetații, aici în locșorul meu. Depinde de voi ce vreți să păstrați în jurul vostru. Că o faceți conștient, că o faceți inconștient, toți ne conectăm la natură, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul. Apropo de cultura primitivă, tot domnii istorici considerau că în acea epocă s-a născut arta și nu doar arta, magia. Eu am altă opinie. Cred că acele popoare nu erau deloc primitive, erau post-diluviene și erau și știau foarte bine ce fac. Însă s-au adaptat condițiilor, evident. Pentru că după un potop, ce rămâne? Foarte puțin. Și atunci a fost modul lor de a se adapta condițiilor și de a se conecta sau de a atrage, eventual, forțe, animale, plante în jurul lor care trebuiau să se manifeste după acea distrugere. O să continui foarte mult pe subiectul ăsta, deși mi-ar plăcea odată să ne întâlnim, nu știu, în București, în Ploiești, în Brașov, să-mi fie și mie ușor, să ne întâlnim câțiva și să discutăm problema asta sau alte probleme. O să încep o serie dedicată acestui subiect. Eu personal mi-am descoperit totemul.
și nu de vreme, destul de târziu, acum câțiva ani de zile. Și am niște ani, după cum se vede. S-a întâmplat în timpul unei meditații. Eram într-o perioadă în care foarte grea, foarte grea. Am pierdut atunci 4 oameni dragi în jumătate de an. Mama era operată, era la pat, aveam servici. Un serviciu care, bine, avea provocările lui. Au fost niște discuții la job și în toată încărcătura aceea am avut nevoia să mă adun și să mă conectez la ceva anume care să-mi dea un avânt, să merg mai departe. Eram într-un punct în care aș fi clacat, să zic, profesional, aș fi vrut să-mi dau demisia. Și am făcut meditație. Și în acea meditație m-am conectat la acel spirit care mă animă uneori, în momentele grele sau bune. Evident, acest totem se poate schimba temporar, pentru că de multe ori nu conștientizăm sau nu vrem să conștientizăm faptul că suntem inspirați de o anumită plantă sau animal sau pasăre, de natură, în așa fel, încât mintea noastră creează bariere. Deci în acea meditație, eu m-am simțit. Am simțit cum mă transform în ce? În uliu. În uliu. M-am văzut uliu. M-am văzut deasupra apelor, având o perspectivă imensă asupra lucrurilor. M-am văzut în cer, plutind printre nori. A fost fantastică starea. Cine experimentează chestii de genul ăsta, mă înțelege. Cine nu, vă invit să experimentați și să descoperiți ce animal vă animă. Interesant este că înainte de această meditație, cu câțiva ani, 2-3 ani, fusesem la master în Anglia și aveam un coleg indian cu care mai discutam subiecte de genul ăsta. Asta pentru că era dintr-o familie, evident, indieni au altă cultură, dintr-o familie care studiau lucrurile astea. Bunica lui fusese astrolog și discutam. Și la un moment dat mi-a zis, lui plăcea foarte mult să mediteze în fața oceanului, oceanul indian, evident, în fața valurilor, a mării. Mie mi-a recomandat, așa cât m-a observat, să meditez la păsările văzduhului. La câțiva ani de zile a apărut și meditația despre care v-am vorbit. Și pot să recunosc că la ceva timp după acea meditație am început să observ mai des ulii. Și de fiecare dată când îi observam, simțeam că primesc niște mesaje de la natură, de la divinitate, de la îngerii din jurul meu. Le-am observat stilul de a zbura. De fiecare dată când vedeam un uliu, și acum, așa este, încă de fiecare dată, nu vreau să rămân în trecut, și acum, de fiecare dată când văd un uliu, mi s-a întâmplat să văd și câte 10 într-un drum, când văd aceste păsări, îmi merge bine și primesc un soi de energie pe care este greu acum să o explic. Ideea este că toți avem un animal care ne ghidează. Însă, sunt perioade în care nu-l conștientizăm sau îl refuzăm mental să ne ghideze. Asta pentru că ne-am obișnuit să ne comportăm ca niște ființe mentale și să ne depărtăm de emoții, de intuiție, de natura noastră. Îmi cer scuze, a trebuit să întrerup. Cineva a venit să lucreze ceva în atelierul meu și a trebuit să întrerup. Deci, aceste etalări nu vor mai lucra în stilul clasic al tarotului, ci cu spirite de animale care reprezintă cele 5 semne alchimice. Pământ, aer, foc, apă și spirit. Sunt 5. 5 sunt și în zodiacul chinezesc. Dar altfel, au acolo în plus metalul. Ei, rămâne să vedem cum veți primi aceste etalări și cum veți manifesta aceste energii în viața voastră o perioadă de timp.
Repet, mi-ar plăcea la un moment dat să discutăm și să-mi spuneți dacă ați aflat ce animal, ce pasăre, ce plantă vă inspiră. Apropo de plante, pe mine, iar simt că mă inspiră foarte mult imaginea sau spiritul stejarului. Vă invit să comentați mai mult fiecare din punctul vostru de vedere. Dar, am spus, sunt momente în care, într-un fel sau altul, ori mental, ori influențele exterioare ne îndepărtează de ceea ce știm noi că suntem, ca și zodii, da? Că suntem de aer, de foc, de pământ, da? Avem niște influențe. La fel se întâmplă și în această zonă. Și rămâne să o descoperim în fiecare lună, poate chiar, eu știu, mai des. Rămâne de văzut cum primiți voi aceste detalări. Vă mulțumesc pentru răbdare, aștept comentariile și ne vedem în continuare cu prima etalare pentru zodia leului, că doar sunt sărbătoriți, iar eu mi-am luat și un print de animal, că face parte din exprimarea ascendentului meu și nu doar, manifest spiritul savanei în această perioadă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ne vedem în următoarea etalare. Numai bine, vă pup, la revedere!